v să deschideți cartea Estera la capitolul 3. În seara aceasta ne vom, ne vom uita la primele 15 versete, între capitolul 3. V-aș îndemna să țineți scriptura deschisă, pentru că vom păși prin ea, verset cu verset, și vom încerca să vedem. Ce are Dumnezeu să ne spună în această seară. Textul nostru începe cu următoarea expresie. După aceste lucruri. Deja este a doua oară în serialul acesta în care autorul Cărțestera folosește această expresie, după aceste lucruri. O găsim în capitolul 2 versetul 1 și în capitolul 3 versetul 1. De ce? Tocmai pentru a sublinia acea providență divină de care vorbeam. Povestea Esterei abia se formează. Încă miezul problemei, conflictul filmului nu ni s-a descoperit. Presimțim că ceva grav urmează să se întâmple. O presimțim deja, dar încă nu știm ce anume. Până acum s-au împletit două fire. Până acum, în providența lui Dumnezeu, am observat următoarele lucruri. Chiar atunci când pare imperceptibilă la timpul prezent, Dumnezeu pregătește scena istoriei astfel încât să poată interveni în țesătura răului care se forma în tăcere în spatele scenei. După aceste lucruri, după care lucruri? Întâi Dumnezeu am văzut că pregătește locul pentru o persoană influentă care să aibă acces la inima împăratului, factorul de decizie supremă în Imperiu. Și să reținem, nu Dumnezeu a îndepărtat-o pe Vasti, împăratul Xerxes a făcut-o. Dumnezeu doar ia în mâini o situație creată și o îndrumă în conformitate cu planurile sale. Să nu uităm că mai târziu Vasti revine la împărăție, ne spune istoria. Și acesta poate fi un argument în favoarea faptului că Dumnezeu a onorat decizia ei, tăria ei morală de a rezista, de a refuza cererea depravată a soțului ei amețit de băutură. Dumnezeu nu face bine cuiva pe cheltuiala facerii răului altcuiva. El nu are nevoie să facă lucrul acesta. El poate face bine tuturor deodată, pentru că nimic nu-i stă în cale. De aceea, după aceste lucruri, în primul rând care? Pregătește locul. Văzând că vast este îndepărtată, Dumnezeu preia situația și pregătește locul pentru planul lui, după aceste lucruri care? În al doilea rând, pregătește persoana care să ia, să ocupe locul rămas liber după plecarea lui Vasti. Pentru că Dumnezeu prevedea ce se țesea în umbră. Și Dumnezeu, în providența lui, o conduce pe Estera să iasă în față. După aceste lucruri, după care? După ce pregătește locul, după ce pregătește persoana, Dumnezeu pregătește și strategia eficientă contracarării tenebrelor răului. Și anume, care era strategia? Era foarte simplă. Mardehău îi spune, nu cumva să-ți spui, să-ți faci cunoscută identitatea. Dumnezeu pregătea strategia, nu spui nimic despre cine ești tu. Ei bine, în timp ce dezvăluirea identității de copii a lui Dumnezeu este responsabilitatea noastră, totodată este înțelept să știm să tăcem până când ne-am câștigat dreptul de a spune cine suntem, să ne califice trăirea înainte de vorbire. Și aceasta este valabil mai atunci când avem de, fa când avem de a face cu cineva în poziție de autoritate față de noi. Trăirea Esterei a calificat-o, căpătând trecere mai întâi înaintea lui Hagai, apoi a căpătat trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau, și apoi a căpătat trecere înaintea împăratului care a și iubit-o, ne-a spus textul în episodul trecut. După toate aceste lucruri, care? Dumnezeu pregătește locul, Dumnezeu pregătește persoana, Dumnezeu pregătește strategia și mai este încă un lucru întâmplat în episodul trecut. Dumnezeu pregătește și resursele luării unor decizii favorabile planului său, și anume descoperirea complotului împotriva împăratului și înscrierea acestui complot, acestei descoperiri în cronicile împăratului. După aceste lucruri, doar făcând această scurtă recapitulare deja, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ar putea să ne vorbească ceva tuturor celor prezenți aici. Cine știe prin ce situații greu de înțeles acum, în prezent, treci? Cine știe? Poate că Dumnezeu tocmai pregătește locul, persoana, strategia și resursele prin care te va scoate la lumină, biruitor, victorios. Așteaptă cu răbdare, nu-ți pierde nădejdea. Aceste lucruri despre care am vorbit au durat trei ani și jumătate către patru ani. Te afli într-o situație de confuzie și Dumnezeu pare distant? Nu uitați, chiar și atunci când Dumnezeu pare distant și imperceptibil, El nu lasă frâile istoriei tale din mâinile sale. După aceste lucruri, intrăm în episodul al treilea rămășițele răului. Și haideți să intrăm în episod și să mergem scenă după scenă și să vedem ce anume descoperim acolo pentru viața noastră astăzi. Versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Foarte interesant. După aceste lucruri, care? Ultimul lucru era Mardoheu care salvează viața împăratului. După ce Mardoheu salvează viața împăratului, te aștepta ca el să fie ridicat la rang de cinste. Salvează viața împăratului. Și povestirea noastră spune, după aceste lucruri, împăratul Ahasveros sau Xerxes I îl ridică în funcție pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. Deși Mardoheu scapă viața împăratului, el nu primește nicio răsplătire. Cum s-o fi simțit, ne-am putea întreba. Iată, am făcut un mare bine împăratului și sunt ignorat complet. Ba mai mult, un dușman al poporului meu, este pus într-o funcție înaltă. Ce va fi cu mine? Ce va fi cu ai mei? Așa este viața. Iată un crâmpei din viață în care ne regăsim cu bine absolut fiecare dintre noi. Viața este plină de deziluzii și plină de nedreptate. Iată un adevăr de viață în această întâmplare. Viața nu răsplătește întotdeauna corect și imediat faptele tale. Este o realitate. Că ne convine că nu. Viața nu răsplătește corect și imediat faptele tale bune. Nu le răsplătește. Aplicația pentru noi? Poate te gândești că tu ești cel care merită să fie promovat la locul de muncă. Pentru că a lucrat cu hărnicie și dedicare. Tu ai venit cu niște idei profitabile pentru firma la care lucrezi. Tu ai fost loial șefului tău. Și te aștept să fii promovat. E bine, fii pregătit pentru altceva. S-ar putea să fii dezamăgit de șeful tău. Deseori, deseori, Alegerile corecte presupun consecințe neplăcute pe termen scurt, dar întotdeauna beneficii deosebite pe termen lung. Să nu uităm, viața este plină de deziluzii și nedreptate. Când curăția de inimă conduce, dreptatea împărățește, dar când răul se strecoară în inimă, nedreptatea îi urmează. Și iată o altă realitate a vieții care s-ar putea să aibă un ecou în inimile noastre, în mințile noastre. Am formulat-o deja. Alegerile corecte nu întotdeauna au consecințe plăcute pe termen scurt, dar pe termen lung întotdeauna au consecințe pozitive, beneficii pozitive pe termen lung. De exemplu, Refuzul de a copia la un test conduce la o notă proastă, nu-i așa? Pe moment. Dar pe termen lung, onestitatea ta va fi recunoscută de cei din jurul tău. Spunerea adevărului poate conduce la o relație tensionată pe termen scurt. Dar pe termen lung, reputația ta de om corect îți va merge înainte. Facerea de bine cuiva lipsită de o recunoștință bine meritată, te dezamăgește pe termen scurt. Poate te înfurie pe termen scurt. Dar pe termen lung, îți strângi comoară în cer. Alegerile corecte nu întotdeauna au beneficii pe termen scurt, dar pe termen lung întotdeauna au. Și dacă aceste beneficii ar fi doar sentimentul bucuriei că ai făcut ceea ce Dumnezeu aștepta de la tine, ar fi suficient. Pentru că o conștiință curată este cel mai mare beneficiu. Să pui capul liniștit pe pernă nu poate fi egalat de nimic altceva. De ce spun alegerile corecte? Chiar dacă au consecințe neplăcute pe termen scurt pe termen lung, au niște beneficii inegalabile. Și dacă acest beneficiu este dar o conștiință curată. Este cineva în această seară căruia Duhului Dumnezeu îi vorbește în sensul acesta? Poate că Duhul Sfânt dorește să folosească acest element din această scenă a povestirii noastre. Să folosească experiența lui Mardoheu ca să spună ceva vieților noastre. Apoi, ne uităm la Mardoheu și vedem un Mardoheu chiar neresplătit cum se cuvenea. La momentul prezent, el nu-și pierde nădejdea și continuă să țină de valorile sale, acumulate de-a lungul creșterii sale. Ascultați scena următoare din episodul 3, versetul 2. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman. Căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci în porunca împăratului? Fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se ține de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Doar citind aceste cuvinte ne dăm seama de o altă lecție de viață. De multe ori, ascultarea de Dumnezeu nu atrage și simpatia oamenilor. Este o realitate. De multe ori, ascultarea de Dumnezeu nu atrage și simpatia oamenilor. Dar să nu uităm cuvintele apostolilor, puși într-o situație similară au spus, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Apoi, din aceeași scenă, mai putem face observații, mai putem descoperi o învățătură. Cum să înțelegem acest gest al lui Mardoheu? Refuzul de a-și pleca genunchiul, de a se închina înaintea lui Haman. Textul ne spune că atunci când era luat la întrebări cu privire la refuzul lui de a se închina, răspunsul lui Mardoheu era simplu. Sunt iudeu. În ce fel acest răspuns explică gestul, refuzul de a se închina? Ei bine, undeva în istorie găsim în dosariate două lucruri care ne explică gestul lui Mardoheu. În primul rând, evreilor, știm cu toții, le era poruncit să nu se închine decât înaintea lui Dumnezeu. În Deuteronom Capitolul 5, versetul 9, spune așa: Să nu te închine înaintea lor, altor Dumnezei, și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Iată în dosariat un prim lucru. Închinarea se oferă doar lui Dumnezeu pentru un iudeu. În împărăția medopersană, împăratul era considerat divin, ne spun istoricii. Inclusiv Ovidiu Drâmba este cel care, istoric român, care ne spune, ne confirmă acest lucru. Ei bine, tocmai de aceea, pentru că împăratul era considerat divin, Tocmai de aceea, o lege odată dată de împărat era neschimbabilă, cum citim în Cartea Estera și în Cartea Daniel o lege odată dată, ea nu mai putea fi schimbată. De ce? Pentru că împăratul e divin și el nu poate greși. Odată dată o lege, rămâne valabilă. E bine, când Haman primește poziția respectivă, iar împăratul, spune textul, poruncește poporului închinare, era vorba de o închinare religioasă care implica, care comunica venerație. Era mai mult decât un salut respectuos, o plecare a capului în mod de salut. Textul nostru sublinează lucrul acesta, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Și atunci, lecția de viață este aici. Când oamenii îți pretind o loialitate sau o îndatorire care nu-l onorează pe Dumnezeu, trebuie să o refuzi. Asta face Mardoheu și justifică pasul sau gestul, acțiunea, fapta. Sunt iudeu, eu nu mă închin decât lui Dumnezeu. În al doilea rând, Mardoheu își cunoștea istoria și decretele lui Dumnezeu cu privire la ea. La ce mă refer? Îndosărat în istorie este un alt eveniment care ne explică refuzul lui Mardoheu. Și anume, uitați-vă la scurta genealogie din versetul 1, care răspunde întrebării noastre. Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, adică din poporul amaleciților. Și care era problema cu acest popor? Ei bine, amaleciții fuseseră condamnați de Dumnezeu din două pricini. Le găsim în Exod 17 și în Deuteronom 25. Prima pricină pentru care amaleciții au fost condamnați de Dumnezeu era sfidarea autorității lui. Citim din Exod 17, versetul 16. Pentru că ți s-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam. Amaleciții au fost primii și singurii care au atacat poporul după glorioasa ieșire din Egipt erau plini de sfidare la adresa autorității lui Dumnezeu. Cananiți și toate popoarele din zonă erau îngroziți, ne spune textul Scripturii. Și Rahav confirmă lucrul acesta. Popoarele din jur erau îngrozite de modul extraordinar în care Dumnezeu a eliberat poporul din Egipt. Forța numărul unu a acelei perioade istorice. Și amaleciții au sfidat autoritatea lui Dumnezeu și au ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului. Dar au mai făcut încă un lucru care a dublat greșeala lor și anume lipsa celei mai elementare doze de moralitate, de milă, de onoare militară, de umanitate. La ce mă refer? Dumnezeu în Deuteronom 25 trage linia și face totalul și spune așa despre poporul amaleciților. Versetul 17. Aduți aminte, vorbește poporului, aduți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și sleit de puteri. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Să nu uiți lucrul acesta. Iată care era al doilea motiv pentru care Mardoheu cu niciun chip nu putea să-și plece genunchiul, să-l venereze pe un amalecit. Prin refuzul său de a se închina înaintea lui Haman, Mardoheu se conforma poruncii lui Dumnezeu de a șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Învățătura pentru noi astăzi este aici și s-ar putea să sune unora dintre noi. Decretele lui Dumnezeu sunt inviolabile. Ele trebuie împlinite, nu comentate, nu interpretate. Și când spun aceste cuvinte, îmi vin în minte ca un ecou cuvintele Domnului Iisus. Cine iubește pe altcineva, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. S-ar putea ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească cuiva în direcția aceasta. Este pe cale să calce niște decrete, niște legi, niște porunci ale lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt vrea să-l păzească de așa ceva prin povestirea noastră. Scena următoare: versetul 5. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de bânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu. Și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasferos. Ce găsim pentru noi în această nouă scenă? Care este relevanța acestei noi scene pentru noi astăzi? Uitați-vă! Mardoheu își păstrează ținuta morală. Ascultarea lui de Dumnezeu și-o pune mai presus de propriul interes. Dar iată că alegerea lui pune în pericol întreg, poporul. Și atunci, să fie gestul lui Mardoheu un argument în favoarea compromisului? un fel de mai bine să refuz corectitudinea de frica consecințelor ce le-aș putea atrage asupra celor apropiați mie? Nici de cum. Vedem că Mardoheu nu face lucrul acesta. Chiar dacă întregul popor era pus în primejde din pricina deciziei unuia singur. Aplicația pentru noi astăzi? S-ar putea ca uneori deciziile tale, să-i pună în pericol pe cei apropiați ție? ce de făcut? Faci un compromis ca să nu le fie greu lor? Nu cred. Mai degrabă bazează-te pe protecția și ajutorul lui Dumnezeu care va veni în curând. încrede în Dumnezeu că nu va permite nicio povară mai mare decât poate duce cel apropiație. Nu anula binele facerea binelui, corectitudinea, de frica repercursiunilor asupra celor dragi. Fiecare își va duce povara cu ajutorul lui Dumnezeu și cine știe dacă nu chiar povara urmată ca și o consecință a alegerii tale corecte. Nu cumva tocmai această povară va conduce ceva bun pentru caracterul celor apropiați ție? Nu știu. În plus să nu uităm. Unele lecții doar suferința ne le poate preda. Dar în aceeași scenă mai găsim un element. Ca și cum uciderea lui Mardoheu n-ar fi fost satisfăcătoare pentru umilirea de care a avut parte, Haman dorește nimicirea întregului popor, da? Acum, se ridică întrebarea de unde vine această ură etnică, această dorință de genocid în Haman, Agagitul. Din nou istoria îndosariază niște fapte. Agag fusese împăratul amaleciților, înfrânt de împăratul Saul și cruțat de acesta. Deși porunca lui Dumnezeu fusese foarte clară, găsim evenimentul acesta îndosariat în 1 Samuel capitolul 15, unde ni se spune așa, Așa vorbește domnul oștirilor, mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, îi spunea lui Saul, bate pe Amalek și nimicește cu desăvârșire tot cei al lui. Să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Și întâmplarea o cunoaștem. Saul refuză să asculte de Dumnezeu în tocmai, este îndepărtat ca și împărat și Samuel este obligat să ia viața lui Agag motivându-și gestul în felul următor. L-auzim pe Samuel. Samuel a zis lui Agag, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și astfel, rămășițele răului încep să-și arate colții. Un rău nerezolvat în trecut. Începe să conjure forțele răului, să adune cu gândul unui complot forțele răului. Iată adevărul practic pentru noi. Rămășițele răului nerezolvat conjură forțele răului. Răul, păcatele tale nerezolvate din trecut pot conduce la strângerea forțelor răului ca să-ți facă rău în prezent. Gestul lui Saul de atunci și acolo, ascultarea lui împărțită, cruțarea lui Agag, a lăsat niște rămășițe care în istorie s-au dezvoltat și iată că poporul însuși ajunge într-un punct de răscruce. Pentru că, rămășițele răului nerezolvat adună la un moment dat forțele răului ca să comploteze împotriva ta. Aplicația pentru noi, gândul meu a mers într-o direcție foarte la îndemâna noastră. Când mă gândesc la scena aceasta, îmi vin în minte prejudecățile, ranchiuna. Nimeni nu se naște cu ranchiuna în inimă. Prejudecățile nu sunt un pachet care vine odată cu nașterea noastră. Nu. Ranchiuna este ceva ce se învață. Suntem inițiați în ea. Prejudecățile sunt ceva ce preluăm de la ei noștri. Uitați-vă la istoria noastră. Istoria noastră ne-a injectat cu o doză de ranchiună care s-a transmis de la bunici, la tați și mai apoi la noi. Și nu cred că trebuie să dau exemple mai concrete. În Europa întreagă există tot soiul de tensiuni etnice, învățate și preluate de la strămoși. Fără să ne fi greșit cu ceva nou personal, fără chiar să fi avut vreun contact cu alte etnii, avem în noi inoculate anumite rețineri. Nu ne-am născut cu ele, ele au fost introduse în noi. Pentru că ranchiuna Prejudecățile sunt învățate, suspiciuni, neîncredere și chiar dușmănii absolut nefondate. Bun, dar asta e la nivel național, dacă vreți, la nivel de grupuri etnice, de popoare, de naționalități. Dar adevărul acesta merge și la nivelul foarte personal. Noi nu ne naștem cu prejudecăți la adresa unuia sau altuia. Noi ni le formăm. Undeva pe parcursul creșterii noastre am fost inoculați cu ele, am fost expuși și astfel le nutrim în inima noastră. Și le vedem izbucnind pe aici și pe acolo. Proverbe 6 cu 27 spune: Poate cineva să facă foc în sân fără să îi se aprindă hainele? Răspunsul este nu. N-ai cum? Acestea sunt prejudecățile. Ranchiuna ce o vedem la Haman ar putea fi modul lui Dumnezeu de a încerca să ne vorbească unora dintre noi în această seară. Unora dintre noi care întreținem anumite prejudecăți din diferite motive. Atenție! Îngrijirea ranchiunei nu doar îți fură liniștea sufletească ea te poate conduce la acte necugetate, deosebit de costisitoare. Care sunt ranchiunile pe care le porți? Mă întreb pe mine și vă întreb și pe voi. Pentru că rămășițele răului, la un moment dat, vor conjura forțele răului. Scena merge mai departe, episodul continuă. Versetul 7. În luna 1, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahș au aruncat pur, adică sorțul înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a 12, -a, adică luna Adar. O procedură stranie, dar foarte obișnuită în Orient. Ceva asemănător cu a da cu banul astăzi, doar că era o metodă mult mai sofisticată. Sigur, nu se știe cu exactitate procedura. Dar găsim în mai multe surse istorice o posibilă procedură. Se presupune că fiecare lună avea un mulaj turnat și e, pentru fiecare lună, deci pentru un an, existau 12 mulaje turnate din diferite materiale care reprezentau una din cele 12 luni. Apoi existau niște mulaje turnate cu numerele, zilele fiecarei luni. Și se presupune că modul de a afla luna și ziua norocoasă, că aceasta era ideea purului, a trasului la sorți. Haideți să vedem, am un plan în minte. Haideți să vedem ce spun zei. Care zi cea mai bună să-mi duc planul la îndeplinire? Ce spun astrele? Luna și ziua cea mai bună. Și astfel, pentru fiecare lună, în parte, se arunca cu zarul, care se pare că avea niște fațete, unele de rău augur, altele de bun augur. Și în funcție de care fațetă ieșea la lumină, se stabilea luna cu tare, este de rău augur pentru planul tău. O eliminăm. Și așa făceau cu fiecare lună și apoi cu fiecare zi din lună, până când stabileau luna și ziua norocoasă. Ziua și luna de bun augur pentru planul lui. Și citim în text că luna și ziua de bun augur era 13 a 12. A 13 luna Adar. A ieșit ziua norocoasă. Cât de norocoasă se va dovedi să fie? Ridicol de norocoasă, ne spune istoria. Dar haideți să aplicăm acum lucrurile la viața noastră, astăzi. Pentru că povestirea aceasta nu este pentru cei de atunci acolo, este pentru noi cei de azi și aici. Și iată cum o povestire veche de câteva milenii are relevanță astăzi. Lecția de viață ce o găsesc aici, în acest verset citit, este următoarea. Când viața ta acomodează tot soiul de superstiții, ideile și deciziile tale vor friza ridicolul. Când te încarci, acomodezi, hrănești, îți hrănești viața cu tot felul de superstiții. Deciziile tale vor fi ridicole. Un exemplu practic pentru noi? Consultarea horoscopului este una din cele mai obișnuite superstiții contemporane. Și cred că și unii dintre noi, cei prezenți de aici, le agrează, chiar dacă susțin că o fac doar din glumă. Eu cred că există un pericol în spatele acestui mod de a-ți. Descoperi ziua norocoasă. Când îți hrănești mintea cu anumite informații despre cum îți va fi ziua și când uneori vezi că oh, parcă se întâmplă ceea ce ai citit la horoscopul de azi dimineață, începi încet să te încrezi în cuvintele acestea, în descoperirile, așa zisele descoperiri. Și și începi să iei decizii. În direcția lor. E în considerare ceea ce ți se spune și începi să cauți să le împlinești. În plus, realist vorbind, un om cu mintea trează, analitică poate observa de la o singură privire că așa zisele, preziceri ale zilei sunt atât de generale, încât aproape orice ți se întâmplă, se încadrează în prezicerea respectivă. De exemplu, când am fost cercetat de această, această aplicație, era 20 ianuarie, săptămâna aceasta. Și am spus, hai să vedem ce îmi spune horoscopul mie pentru data de 20 ianuarie. Sunt din Zodia Balanței. 21 octombrie, sfârșitul Zodei Balanței. Să vedem ce are de spus pentru mine Zodia mea, cum s-ar zice. Pe 20 ianuarie 2015, ascultați ce mi-au transmis. Aveți ocazia să rezolvați problemele financiare acumulate în ultima perioadă. Nu am nici una, dar dacă aș avea, de ce atunci am ocazia? Ocazia o am zilnic. Când aleg să mi le rezolv, mi le rezolv. Un al doilea lucru. S-ar putea să vi se propună asocierea într-o afacere s-ar putea. Pe ce s-ar putea? Poate da sau ba. Deci dacă nu mi se întâmplă, s-a împlinit că... Numai s-ar putea. Dacă mi se întâmplă, s-a împlinit că am fost chemat într-o afacere. Și dacă cumva în ziua aia cineva îmi propune, hai să investim niște bani, nu știu unde, zic, hey, fii atent, e corect. Asta le spun despre mine. Dar i s-ar putea. Și dacă nu se întâmplă nimic, nu îmi propune nimeni nicio afacere, spun, da, n-a zis că mi se propune afacere. Și s-ar putea. Apoi, puteți să vă consolidați relațiile și să, le lega, și să legați noi prietenii. Asta pot face în fiecare zi dacă vreau. Și aleg să o fac. Să-mi consolidez relațiile și să-mi dezvolt noi prietenii. În fiecare zi. Nu sunt legat de 20 ianuarie 2015. Observați, generalitatea acestor afirmații sunt ridicole. Ultima, pentru ziua de 20 ianuarie. Vă recomandăm să evitați speculațiile și să vă ascultați intuiția. Este un sfat bun în orice zi. Așa că. Observați? Foarte generale. Ce ți se întâmplă în ziua aceea, le poți încadra în niște sfaturi foarte generale. Dar îți rănești mintea cu ele dimineața la prima oră. Le ai în minte. Și când ceva ți se întâmplă, treci printr-o situație, în ziua respectivă, spui, ah, fii atent în azi dimineața așa mi-a spus că va fi. În plus, am răscolit puțin internetul și am văzut că sunt mai multe tipuri de horoscoape. Unele babiloniene, altele chinezești, altele de altă natură. Fiecare spune altceva. Cum să te poți încrede în așa ceva? Pe care îl asculți? Ideea principală și practică pentru noi astăzi este următoarea. Viitorul tău nu stă în șansă, viitorul tău este determinat de alegerile tale. Cu cât mai înțelepte alegerile, cu atât mai bun viitorul, pentru că viitorul ți-l faci. Nu ți este predestinat de mișcarea stelelor. Când acomodezi tot felul de superstiții în inima și în mintea ta. Deciziile pe care le vei lua, nu doar că vor fi ridicole, s-ar putea să te și coste. Povestirea merge mai departe. După ce Haman își consultă sorțul și îl abordează pe împărat cu o ofertă atractivă, auzim următoarele cuvinte. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți. Și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i aducă în visteria împăratului. Oferta cuprindea interes pentru liniștea imperiului și o bogată sumă de bani. 365 de tone de argint luați din jefuirea evreilor, foarte probabil. Și ce face împăratul imediat. Scena continuă. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agagitul, vrășmașul iudeilor. Și împăratul a lui Haman, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta. Fă cu el ce vei voi. Ce îmi spune mie întâmplarea aceasta? Mă uit la reacția pripită, la decizia superficială, lipsită de orice consultare a împăratului. Și deja găsesc o învățătură pentru viață. Nu te considera singur înțelept. Nu subestima importanța sfetnicilor căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfernicilor ai biruința, spune Proverbe 24 cu versetul 6. Întâmplarea noastră doar ne spune spontaneitatea, superficialitatea împăratului în luarea unei decizii majore, un popor întreg urma să fie nimicit. Și el îi dă inelul imediat. S-ar putea să fie o lecție pentru noi, în care Duhul Sfânt Dumnezeu ne spune aveți grijă, consultați-vă, sfătuiți-vă, nu luați decizii impulsive, pentru că vă pot costa foarte mult. Trăiești o viață responsabilă, dă socoteală cuiva de faptele, de deciziile tale, înconjoară de oameni responsabili care să poată să-ți spună nu e bine, nu e înțelept, este prea departe, mergi prea departe, ai grijă. S-ar putea ca întrebarea Duhului Sfânt pentru unii dintre noi să fie asta seară. Ai vreun sfetnic, un om de încredere în cercul tău? Te sfătuiești cu cineva înaintea unor decizii majore? Sau e decizii impulsive? Poate ești în fața unei decizii ce trebuie să o iei și ești tentat să răspunzi imediat. Poate că prin intermediul episodului din această seară, Duhul Sfânt îți spune, liniștește-te, sfătuiește-te și nu te grăbi să-ți întinzi inelul, să parafezi o decizie prostească. Și întâmplarea, episodul al treilea, rămășițele răului, se încheie cu următoarea scenă. Versetul 12. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a, a lunii a 12-a, adică luna a dar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestită în fiecare ținut și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Ați observat un mic detaliu pe care l-am subliniat în citire? Planul de exterminare este trimis în luna întâia cu porunca de executare în luna a 12 -a. Ce observăm de aici? Observăm că Haman nu dorea doar să-i omoare, ci și să-i tortureze. Lasă-i să trăiască în mizeria terorii. Că viața lor se va sfârși în câteva luni. Lasă-i în vreo 10 luni să se chinuie, să știe ce urmează. Să se agite să nu știe ce să facă, să știe că sunt la cheremul vecinilor lor. Hama nu dorea doar să-i omoare, ci și să-i tortureze. Un adevăr de viață pentru noi astăzi e aici. Când ai voie răului să te stăpânească, te va duce mai departe decât ai voie să mergi și te va costa mai mult decât ai vrut să plătești ca să mă folosesc de o cunoscută deja exprimare înțeleaptă pe care ați mai auzit-o. Dar asta este caracteristica răului. Când îl ții aici în sân, îți va arde toate hainele. Când ai voie răului să te stăpânească, te va conduce la mai mult și mai mult și mai mult. Așa că episodul al treilea, rămășițele răului, sunt aici. Am ajuns la finalul lui. În concluzie, putem spune trei lucruri. Unu, nu uita că întotdeauna va fi cineva care să reacționeze urât la devotamentul tău față de Dumnezeu. Ține minte lucrul acesta. Așteaptă-te la consecințe pentru dedicarea ta înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu te aștepți, s-ar putea să fiu luat prin surprindere și să fii dezechilibrat în umblarea ta. Așteaptă-te. Nu uita că întotdeauna va fi cineva care să reacționeze urât la devotamentul tău față de Dumnezeu. A doua mare concluzie. Viața și încercarea se confundă una cu alta. Viața este o încercare. Plină de puncte terminus, când trebuie să te regrupezi și să o iei de la început altfel. Asta e viața. Mereu și mereu are niște puncte de răscruce încercările vin și din nou trebuie să te regrupezi și să-ți găsești, să iei decizii și să-ți găsești din nou drumul. În viața oricăruia dintre noi, interludiul răului nu este niciodată prea departe. Suntem pândiți și încercați. Încercările sunt inevitabile. În schimb, mizeria produsă de ele este opțională. Domnul Iisus ne spune asta. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Viața și încercarea se confundă una cu alta. Viața biruitoare, de fapt, este ca o tapiserie. Pe față se desfășoară o imagine care îți atrage privirile. Te impresionează pe dosul tapiseriei, în schimb, se văd și se simt toate nodurile și capetele de ață care au fost împletite acolo. Dar ambele fețe constituie tapiseria, viața, nu doar fața, ci și spatele ei. Una fără alta nu se poate. Și a treia mare concluzie. A episodului 3 răul întreținut în inimă conjură forțele răului le adună înspre a complota păcatul nerezolvat cheamă păcatul de săvârșit păcatul înșală își schimbă fețele se deghizează apoi te înfășoară te înlănțuie și în final te omoară și lucrul acesta o să-l vedem în episoadele următoare. Dar vreau să închei cu acest mare adevăr, în care ne putem regăsi cu toții și aș vrea să fie o motivare pentru oricare dintre noi să plecăm de aici, dorind să ne rezolvăm păcatele. A cădea în păcat este omenesc. A rămâne în păcat. Este drăcesc. Și sinucigaș. Dacă cumva, din ignoranță, din grabă, din neatenție, din superficialitate, ai căzut în vreun păcat. Nu ești obligat să rămâi acolo. Dacă niciodată nu l-ai cunoscut pe Isus într-un mod foarte personal, nu ești obligat să rămâi acolo în starea aceea. A cădea în păcat este omenesc. A rămâne în păcat. Este drăcesc și sinucigaș. În seara aceasta poate fi momentul în care să te ridici din păcat. Fie că este unul ocazional, o cursă în care ai căzut, fie că este un păcat în care ești de o viață. Episodul 3 din cartea Estera. Rămășițele răului aduc pentru fiecare dintre noi un avertisment puternic. Dumnezeu să se ocupe de păcatul nostru și o va face doar în măsura în care noi vrem să ieșim de acolo, cerându iertare și Iisus Hristos ne-o va acorda. Amin.